Voturile fetelor. Fetele au nominalizat o fată. Practic s-au nominalizat între ele. Și sunt foarte curioasă ce conțin aceste plicuri și, evident, și explicația fiecărui vot. O să începem cu Maria. Maria, ia să vedem. Votul Mariei merge către Giulia. Te rog, Maria. De ce Giulia? Știam sigur că nu o să se supere pe mine și că o să înțeleagă de ce. Cum a spus în nenumărate rânduri că ea nu o să-și formeze un cuplu niciodată aici, am mers pe treaba asta și am zis că știu sigur că dacă va pleca acasă, va fi fericită. Dacă rămâne, cu siguranță, deci va petrece timpul exact așa cum o să simtă. Sabrina o nominalizează pe Irina. Te rog. Am nominalizat-o pe Irina pentru că are cel mai lung parcurs în casă și până la momentul acesta nu vorbește cu niciun băiat, adică nu are... Da, vorbi cu doi. Da, dar nu mai sunt aici. În momentul ăsta cu băieții care sunt aici, ea nu o să formeze nicio relație. Giulia o nominalizează pe Irina. Irina, ai două nominalizări. Te rog, Giulia. Da, tot așa. Adică consider că nu o să-și facă o relație aici în casă. Nu am nimic personal cu ea, știi asta, dar consider că nu. Iuliana o nominalizează pe Maria. Scuzați-mi cu ea acum câteva zile, în momentele în care s-a simțit puțin mai supărată, dacă aș putea spune, și a spus că și-ar dori într-o oarecare măsură să meargă acasă, știind că nu se va supăra pentru alegerea făcută de mine. Iuliana. Ce? Stați, vă rog. Încă o dată tot și încă o dată comentariile voastre. Ce ai spus? Nu s-a auzit. Păi, repetă. Păi, votul meu a mers către Maria. Da. Deoarece în ultimele discuții pe care le-am avut cu ea, nu s-a simțit bine și a fost supărat într-o oarecare măsură. Și am simțit că ar vrea să meargă acasă. Tocmai de ce? Ok. Mai bine, da. Ia din că își dă seama că n-a zis asta. N-a zis asta. Ori n-am înțeles să vine ideea votului. N-a spus asta. Ok. Ce ați discutat voi, fetelor? Hai! Eu am spus în nenumărate rânduri că îmi doresc să merg acasă. Am spus treaba asta și se poate vedea oricând, oricum. Dar nu m-am dus și am spus special Iuliana, următoarea votare, vreau acasă, votează nu, tu. Nu am spus așa ceva. Pentru că știu că sunt niște special, reguli clare Iuliana pe care votează. Trebuie să le respectăm cu toții. A avut o perioadă în care, deci să mă justific, a avut o perioadă în care ea s-a simțit mai rău. Și am văzut-o că este foarte supărată și am crezut eu că ar fi mai bine dacă aș vota o să meargă acasă. Investigăm. Diana o nominalizează pe Irina, te rog, la 3. În momentul de față consider că nu e atașată sentimental de niciun băiat și nici nu cred că își va găsi jumătatea aici în emisiune. Două și-a găsit, fetelor. Mă rog, nu jumătăți, dar na. Cătălina o nominalizează pe Giulia. Două nominalizări. De ce? Nu am vrut să votez pe cineva care este în cuplu, pentru că știu că și mie mi-ar fi greu. Și dintre fetele singure, Giulia este... nu prea am comunicat cu Giulia. Și de asta mi-a fost ușor. Okay. Simona o nominalizează pe Irina. 4. De ce? Eu consider că odată ce nu și-a mai găsit pe nimeni aici, e mai bine pentru ea să facă asta afară, să-și găsească pe cineva. Hatice o nominalizează pe Maria. Da, am nominalizat-o pe Maria pentru că nu văd o împăcare între ea și Antonio și am considerat că îi va fi foarte greu dacă Antonio s-ar îndrepta spre altcineva și nu o văd să-și facă cuplu cu altcineva. Și ultimul vot este al Irinei, care o nominalizează pe Iuliana. Nu știu, mie mi se pare, eu am votat pentru confortul meu. E o persoană agitată, vorbește mult și mă obosește.
obosit. Te obosești. Da, atât. Doar atât. Ok. 4 voturi Irina, 2 Giulia, 2 Maria, 1 vot Iuliana, cu 4 voturi pentru, pentru ieșirea din casă. Irina, vei intra în cursa de eliminare cu fata aflată pe ultimul loc, pe care o să o aflăm în câteva clipe. Te rog, Bogdan. Aceeași poveste. Mulțumesc. Mama săptămânii. Începem cu mama săptămânii. E bine, în această săptămână, mama săptămânii este... doamna Eleonora. Felicitări. Dacă ce vă mirați așa, că ați mai fost. Cine a fost săptămâna trecută, că eu am lipsit? Tot doamna Eleonora. Păi și atunci, de ce vă mirați atât? Păi după ce s-a întâmplat. Mulțumesc frumos tuturor susținătorilor și pentru încrederea acordată și le doresc tot binele din lume și toate cele bune. Mulțumesc. Mergem mai departe cu băieții. Mirele săptămânii este... Mihai! Felicitări, Mihai! Mulțumesc mult și pentru mesaje. Multă sănătate vă doresc. Pe locul al doilea îl găsim pe... Vlad! Felicitări, Vlad! Și pe locul al treilea este... Dani! Felicitări, Dani! Îi mulțumesc din suflet pentru susținere și că sunt alături de noi. Ai fost... Da, săptămâna trecută. Acum o săptămână, da. Da, s-a schimbat votul. Ia să vedem. Și la fete. Ia să vedem ce s-a întâmplat la fete. Mireasa săptămânii este... Hatice. Țin să le mulțumesc, să le urez numai gânduri bune și multă sănătate și pe ei. Pe locul al doilea o găsim pe... Maria. O surpriză, să știi. Surpriză. Vă mulțumesc tare mult pentru susținere. Nu mă așteptam să fie atâta lume care susțină. Mulțumesc mult, ce pot să spun. Bravo, Maria. Mulțumesc tare mult. S-a făstăcit un pic. Da, sur. Iar pe locul al treilea, așadar a treia fată cu imunitate, este... Cătălina. Felicitări, Cătălina! Vă mulțumesc pentru toată susținerea și pentru toate eforturile care le depun pentru noi. Și săptămâna asta a ieșit din top? Da. Cred că după câte săptămâni? Nu mai știu. Multe oricum. Multe, da, oricum, da. Da. Nu știu ce s-a întâmplat. Discutați voi între voi. Eu nu știu. Maria. Sunt surprinsă. Dar nu plânge acum. Nu, nu. Ești surpriza Galei. Da. Nu, nu adică dacă vrei să plângi, plângi. Nu. Nu, doar că nu mă așteptam, pur și simplu, nu mă așteptam. Adică și pe doi, direct. Da, tocmai de aia, nu mă așteptam. De ce crezi tu că te-au votat oamenii? Nu știu. Probabil văd lucruri bune în mine. Habar nu am. Bine. Fata aflată pe ultimul loc, cea care va intra în cursa de eliminare alături de Irina și va fi votată de telespectatori vreme de o săptămână, este... Giulia.
Și uite așa ne întoarcem unde am plecat. Acum nici nu mai știu când. Cu iepurașul oricum. Giulia, Irina, sunteți la mâna telespectatorilor. Aveți o săptămână timp să votați. Ce fată credeți voi că merită să intre în cursa de eliminare? Vă spun un singur lucru, dar atenție, este valabil de săptămâna viitoare. De săptămâna viitoare așadar veți putea vota gratuit și pe platforma mireasa.1.ro. Știți, aceea la care ați mai votat, pe care am închis-o că erau niște fraude, între timp s-au rezolvat lucrurile, dar de săptămâna viitoare. Până atunci aveți SMS 1272 și aplicația Mireasa în dreptul emisiunii, aplicația Antena 1 în dreptul emisiunii Mireasa. Bun, acesta era mesajul pentru telespectatori.